Hai să o încercăm. E bun că nu e pe carosabil și nu e pe trotuar, dar e separat. Totuși să vedem dacă are praguri, dacă e semnalată semafor. Vedem că șoferii ne-au ocupat. Banda. Aici avem prag. Nu e foarte mare, dar e periculos că e unghi și pot să lunici, mai ales când e umed sau când e praf. Poți să te accidentezi. Da, unghiul e periculos, trebuie neapărat scoasă bordura aceea sau teșită. Aici e bun, aproape fără prag. Ups, e roșu. Pentru bicicliști nu e niciun semafor, e doar pentru pietoni. Mașina de taxi stă pe pista biciclistică, așa că am vrut să-i zic ceva și nu i-am mai zis. Dincolo, pe pistă stau oamenii parcați. Aha, au făcut pista fix în fața scaunilor de așteptare din stație. Cam irațional. Deci trebuie să cedem pietonilor. De asta avem semaforul roșu. Iar unghiul periculos. 45 de grade. Ciclistul pirat preferă să meargă pe carosabil și nu pe prima, dar pe a doua bandă. N-are el încredere în oferta primăriei. Mai ales că oferta primăriei s-a și terminat aici. Sau se oprește într-un stâlp, într-o mașină de taxi. Badabum! Și gata. A, urcat pe trotuar. Trotuar nu vrem. Chiar dacă pe carosabil îi risc să ne taie calea câte unul din ăștia, de fapt ar fi trebuit să meargă încolo, dar nu contează. Cred că și pe aici ajung în centru. Hai să o luăm pe trotuar. Care e semaforul pentru noi? N-avem semafor aici. Și aici pista se termină, am venit degeaba. N-avem pista aici. Da, mare brambureală cu pista din sectorul 2.
atât a fost. Mai spre centru nu încape toată lumea. Și mașini parcate, și mașini în mișcare, și pietoni, și bicicliști. Așa că au alocat spațiu doar pentru șoferi și pietoni. Cât a mai rămas. Pietonii mai că nu mai au pe unde să meargă. Deci pentru un loc de parcare pentru mașină simplă a oprit un microbuz și a intrat pe jumătate de bandă peste noi. Mai ales periculos pentru bicicliști, că ei trebuie să schimbe traiectoria și riscă să intre sub roțele mașinilor de pe banda a doua. Sau prima circulabilă, că cealaltă de lângă bordură e ocupată mașini parcate, inclusiv camionete, microbuze. Vedem mai departe la fel. Și mare risc că ăștia nu văd când se iasă din parcare, mai ales dacă stă în spatele unei ambulanțe ca asta. Nu vede și țâșnește. Și poate să te ia în coarne. Dacă ești biciclist, dar și pentru mașini e pericol. Bătaie de joc de semafor. Copaci uscați atârnă deasupra mașinilor. Trebuie schimbată toată guvernarea. Roșu.